Trebuia să fie un moment de final și trebuie să-l alegem cu decență. E greu să știm că nu vom mai juca niciodată împreună. Va fi pentru ultima dată că vom apărea împreună, însă vrem să o facem într-un spectacol pe care fiecare dintre noi îl merită. Și de aceea am ales să fie acest eveniment la 30 de ani după America. Cum a venit această idee și cu ea? Spune, tu. Păi, eu mă gândesc la evenimentul ăsta de foarte, foarte mult timp. Da? Inițial am dorit să fie inaugurarea stadionului Ghencea cu acest meci. Chiar am avut o discuție cu domnul ministru Ciucă, era ministrul apărării în acele vremuri, cu o lună de zile înainte de pandemie. Dânsul și-a dat acceptul să facem acest eveniment, însă a venit pandemia, a trecut peste noi cei 2 ani de zile de pandemie, după care m-am întâlnit la Cluj, la meciul pe care l-am jucat în vara acestui an, la Cluj contra lui Galatasaray cu colegii mei, le-am spus despre eveniment, au zis, wow, hai să-l facem, și în momentul în care am avut toți pașii pregătiți, am dat o masă de ziua mea, zilele trecute, chiar luni, le-am prezentat evenimentul, au fost încântați și am zis, hai să-l anunțăm, să-l facem public și să avem 7 luni de zile să ne pregătim și să pregătim acest eveniment. Păi, noi suntem vreo câțiva care nu ne-am oprit niciodată. Da. Cine a fost și 94. Eu o să fiu secund, apropo de... O să fie domnul Iordănescu cu Gabi Balint. Și al treilea secund. Nu, tu joci, nu. Da. O să joc puțin. De astăzi se vă pune în bilete, se vă pune în vânzare biletele, de astăzi, da? Sunt domnii de la bilete.ro care se ocupă de acest lucru, deci începând de astăzi se pot cumpăra bilete. Dar nu ce rei așa? Câte lasă inima? Nu știu. 60 de lei la 150. Sperăm. E nostalgic meserie de antrenorie. Eu n-am văzut niciodată niciun meci pe care l-am jucat, fie că este vorba de echipa de club sau echipa națională, niciodată. Secvențe le vezi pe YouTube, dar le vezi cu plăcere, însă un meci întreg n-am văzut. Doar colegii mei? Eu m-am uitat la un meci și se regăsesc foarte multe tendințe care sunt moderne în momentul de față și mă refer la tot ceea ce înseamnă spații reduse, așa am jucat noi. Am fost echipă reactivă la meciul cu Argentina. A pregătit foarte bine jocul Iordănescu și cred că atunci am avut și chestia asta cu nouă fals. Am jucat eu nouă fals la meciul ăla. Am fost încântat să văd foarte multe lucruri pozitive din acea perioadă, care sunt mai ales pasa filtrată a lui Hagi pentru mine în spate linii adverse, s-a dat spațiu liber. Asta s-a întâmplat la golul marcat de mine cu Argentina, pasa genială lui Hagi. O să vedeți că nu mai suntem la nivelul din 94. Ne va fi foarte greu să ne iasă vreo acțiune sau vreo preluare sau vreun șut sau vreo... Vorbește în nume propriu, te rog. Vorbesc în numele meu. Și adio, da, eu cred că este un eveniment special pentru noi și un motiv de bucurie. Eu m-am simțit foarte bine și acum 2 zile la prânzul ăsta, păcat că Cică și Dorinel Munteanu au fost la... Trebuie să facă programul echipelor de club și n-au putut să vină. Dar o să fim cu toții și o să fie iar un moment special pentru noi toți.